Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Iubiți credincioși, iată-ne din nou în clipă de rugăciune, de comuniune sfântă, purtați în armoniile intonării imnului biruinței vieții asupra morții, a luminii asupra întunericului, a lui Dumnezeu împotriva diavolului, a biruinței lui Hristos cel înviat asupra iadului și începutul unei alte vieți, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, al unei alte vieți, a vieții cele veșnice. Toate duminicile de după Sfintele Paști sunt închinate acestei biruințe a lui Hristos asupra păcatului și bolii, suferinței, arătându-se că Domnul cel înviat este izvor de putere, este izvor de lumină și de mângâiere. În același timp, iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu din această duminică, cuvântul din Apostol, din Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetele 1 la 7, care s-a citit la Sfânta Liturghie dinainte de masă, vine să ilustreze realitatea roadelor biruinței lui Hristos asupra morții. Și anume faptul că, odată cu învierea Domnului și cu apariția în istoria Bisericii, care a apărut sub formă văzută, așa cum știm cu toți, în ziua cincizecimii a rusarilor, dar cuvântul apostolic presupune existentă această biserică și începea să se structureze această realitate bisericească, realitatea bisericii, prin slujitori, prin care să lucreze Iisus Hristos, cel înviat din morți. Desigur, apostolii ocupă un loc important, un loc fundamental în această structură bisericească, fiind persoane de neînlocuit, fiind unicat în istoria creștinismului, ei fiind pietrele de temelie pe care s-a zidit sub formă văzută Biserica lui Hristos. Cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, la capitolul 2, versetul 20, că suntem zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul unghiului, fiind însuși Iisus Hristos. Dar cuvântul apostolic, cum spunea din această duminică de la Sfânta Liturghie, din Faptele Apostolilor, capitolul 6, ne arată cum au fost aleși cei șapte diaconi. A doua, o altă treaptă a preoției, și anume diaconia, pe lângă episcopat și preoție, care au un rol important și aceștia în slujirea bisericii. Iar cuvântul apostolic din Faptele Apostolilor ne arată că apostolii trebuiau să se concentreze pe rugăciune, pe slujirea cultică, rugăciunea liturgică și pe propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu. Iată ce ne spune Cartea Sfântă în acest sens. În zilele acelea, înmulțindu-se ucenici, eleniștii, iudei, murmurau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi. Și chemând cei 12, adică apostolii Domnului, mulțimea ucenicilor au zis: nu este bine și drept ca noi, lăsând deoparte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mesă. Observați, iubiții mei, că încă în biserica creștină, comunitatea bisericească a ucenicilor Domnului, cum spune Cartea Sfântă, erau într-o unitate. Se rugau împreună și slujeau la mesă, serveau masa împreună, ca o continuare a comuniunii liturgice prin rugăciune și la masa Domnului, la Euharistie, prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului,
Și apoi continuau cu servirea mesei, cu mesele, unde, așa cum ați observat, era o anumită neînțelegere, o anumită supărare între unii și alții, și anume, eleniștii iudei murmurau că erau trecuți cu vederea la slujirea de fiecare zi. Și apostolii trebuiau și ei să se implice în această slujire, dar li se părea că este nepotrivit ca ei să lase ceea ce Mântuitorul le-a poruncit lor. Mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Deci această poruncă primită de la Mântuitorul, ei trebuiau să o deruleze, să o desfășoare cu toată forța lor, cu toată puterea lor, și nu-și puteau permite să se abată de la această slujire sfântă a Cuvântului, deși și cealaltă slujire era importantă. Și apostolii le spun ucenicilor, adică creștinilor, mulțimii creștinilor, care începeau să crească în numărul lor tot mai mult. Drept aceea, fraților, căutați 7 bărbați dintre voi, oameni cu nume bun, plini de Duh Sfânt și de înțelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă. Iar noi, spun apostolii, vom stărui în rugăciune și în slujirea Cuvântului. Adică, ei vor continua slujbele